În perioada 2-16 mai va avea loc o nouă rundă de negocieri și consultări pe tema normelor de aplicare a contractului cadru semnat anual între medicii de familie și Casa Națională de Sănătate. În urma consultărilor au fost aduse mai multe modificări ce reglementează condițiile în care medicii acordă asistență. Noi servicii incluse în pachetul de bază oferit de medicii de familie, mai mulți bani pentru aceștia și un accent mai mare pe serviciile de prevenție. Modificările vor fi în sensul că se va pune accent mai mare pe partea de prevenție și detectare timpurie a bolilor cronice sau a suferințelor pe care le pot avea pacienții. Se decontează sume mai mari către medicii de familie și către partea de ambulatorii de specialitate. Trendul nostru asumat, sau mă rog, dorința noastră asumată din programul de guvernare este aceea de a îmbunătăți starea de sănătate a populației și acest lucru se poate face în mod deosebit prin prevenție, pentru că e mult mai ușor să previi decât să tratezi și mai eficient din punct de vedere al asiguranților, dar și din punct de vedere al costurilor.